Prezint adevărul pur și simplu cu dorința ca tinerii să fie liberi. Și vreau să-i provoc să trăiască ca niște oameni care sunt liberi. Vreau ca voi să fiți înțelepți, puternici și liberi de sclavia conformității cu ceea ce reprezintă cultura. Știu, este o chemare radicală pentru noi, o luptă pe care o avem de purtat zilnic. Cuvintele mele nu au puterea de a te elibera, însă adevărul o poate face. Adevărul te va face liber. Un aspect al libertății este acela că nu va mai trebui să te încadrezi în tiparele și așteptările contemporane impuse de cultura în care te afli sau de anturajul tău. Mulți dintre tineri sunt sclavii așteptărilor anturajelor din care fac parte și a industriei de marketing, fashion, muzică, tehnologie și entertainment. Paradoxul acestui lucru este următorul. Sclavia popularității este atât de plăcută, iar într-o oarecare măsură și răsplătită, încât posibilitatea eliberării de această dorință de a fi cool nici nu apare în mintea noastră. Societatea continuă să ne spună să fim diferiți și totuși ne dorește să fim toți la fel. Ești unic, ca toată lumea. Tristețea cea mai mare este aceea că mulți tineri ajung să-și compromită valorile, doar de dragul de a se face plăcuți în fața prietenilor prin a purta probabil ceva ce nici măcar lor nu le place. Dar totuși, este cool. Există o perioadă în viața fiecăruia în care ne dorim cu ardoare să fim plăcuți. Doar ideea de a fi respins de prieteni creează un sentiment de disperare, de alarmare noi. Dar înțelegem oare că un mod de viață ca acesta înseamnă sclavie? Iar dacă ești un tânăr creștin, această sclavie poate să fie un chin mai mare decât este respingerea. Pentru mulți, a fi cool, a fi în top cu trendurile, înseamnă totul. Dar ce înseamnă totuși să fii cool? Chiar se rezumă doar la ce telefon, smartwatch sau mașină conduci? Cât de puternic ești sau cât de atrăgător? Nu fi naiv. Știi că a trăi pentru aceste lucruri este ceva superficial și lipsit de valoare. Nu face parte dintre cei ori, dintre masele de tineri care efectiv nu știu ce se întâmplă cu viața lor. Mulți dintre ei cred că a ști ce este în top în domeniul tehnologiei și a ști ce piese muzicale sunt în trend înseamnă a avea habar de lumea asta. Lucrurile acestea sunt precum o floare culeasă. Astăzi este înflorită, mâine este ofilită. Ne preocupăm de nenumărate lucruri care sunt total nesemnificative în comparație cu evenimentele care chiar contează sau care chiar conturează cursul eternității. Oprește-te din a mai lăsa ca societatea, filmele, social media, mass media să definească ceea ce este cool. Nu-ți mai lăsa anturajul să spună ce este cool. Dar hai să-L lăsăm pe Iisus să definească ceea ce este grosav, ceea ce este cool. Și mă refer la ceea ce este chiar super cool, grosav în mod etern. Ceea ce este cool în ochii celui mai înțelept, puternic și inteligent om de pe pământ. Haideți să vă dau un exemplu a ceea ce definește Iisus ca fiind cool. Privind în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, vedem relatat în versetele la 42 până la 45 următorul lucru. Atunci Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că aceia care sunt considerați domnitorii neamurilor stăpânesc peste ele, iar mai marilor își exercită autoritatea asupra lor. Gândește-te că este un lucru super tare ăsta. Dar între voi nu este așa. Dimpotrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi, iar aici gândiți-vă la persoana din grupul vostru care dorește să fie populară, va fi slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi, adică cool sau popular, va fi sclavul tuturor. Căci Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Esența popularității, popularității în ochii lui Dumnezeu, înaintea celui care este cel mai înțelept, cel mai inteligent, este aceea de a fi atât de echilibrat și atât de mulțumit și atât de satisfăcut și atât de matur și atât de încrezător și atât de bucuros și atât de curajos prin Hristos, încât să fii liber din nebunia de a crede că a fi popular depinde de mașina pe care o conduci, ceasul de pe mână sau hainele de designer din dulapul tău. Ești o ființă umană complexă, e super complexă.
Ești o ființă umană creată după chipul lui Dumnezeu, care va trăi veșnic, ori în iad, ori în rai. Nimic nu poate să fie mai stupid decât a crede că semnificația ta, valoarea ta, popularitatea ta sunt definite de ceea ce gândesc oamenii despre aspectul tău exterior. Apropo, acei oameni care te validează pe tine și ei caută la rândul lor validarea celor din jur. Așadar, fii unul dintre acei tineri care se trezesc din nebunia mentalității de turmă. Vedeți, o turmă de oi este lipsită de orientare și de direcție. Dacă una cade în prăpastie, toate după ea. Oprește-te din a te preocupa ca alții să te facă fericit pe tine și începe ca tu să-i faci pe ceilalți fericiți. Problema este aceasta. Tinerii, în general, sper că tu cel care asculți această emisiune să fie o excepție, dar tinerii, în general, se preocupă cu lucruri total lipsite de semnificație. Da, merg la petreceri, se uită la filme, se joacă jocuri video, fac curat prin cameră, ies cu prietenii, mai fac câte o temă. De vreme ce nimeni nu face nimic cu adevărat semnificativ, ceea ce este cool este definit de lucruri prostești, superficiale și stupide. Dar cum ar fi dacă tinerii creștini încep să facă lucruri care sunt cu adevărat semnificative? Să începem să fim ca Iisus, servindu-i pe alții, în loc de a crede că aspectul exterior sau bunurile noastre fac o diferență în această lume. Atunci când Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Timotei, în capitolul 4, versetul 12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ceea ce spune de fapt este următorul lucru. Nu încerca să te încadrezi în stereotipul tinerilor fără scop, neglijenți și superficiali. Distruge tiparul. Tu aparții lui Hristos. Arată-le tuturor că în această lume există și o altă specie de tânăr. Un tânăr care nu este precum o frunză suflată de vânturile trendurilor culturale. Visați să fiți tineri față de care lumea rămâne fără explicație. Nu încerca să fii cool și, de asemenea, nu încerca să nu fii cool. Dar nu asta este ideea, niciuna dintre cele două. Încearcă să fii liber. Fii liber de mentalitatea de turmă. Nu te focaliza pe ceea ce nu vei face sau pe ceea ce nu vei deveni, ci pe ceea ce vei deveni, pe lucrurile pe care le vei face pentru binele celorlalți. Arată acestei lumi că există tineri radicali care au o perspectivă eternă. Acesta este adevărul pur și simplu.